Prea cu cei și părinți, prea cu vioase, rămași și surori, drept slăvitori creștini, Hristos a înviat. Aici, la mănăstirea Patrii de la Petru Vodă, în seara aceasta avem un moment deosebit, un moment liturgic pe care noi îl întâlnim în Sfânta noastră Biserică, în Sfânta noastră tradiție, când rămășițile pământești la cinerea familiei sunt dezgropate și atunci se leagă relații mutuale între Dumnezeu și Cel care este pomenit, între Dumnezeu și persoanele care săvârșesc această pomenire. În seara aceasta, aici la mănăstirea Adormirea Maicii Domnului Patrii de la Petru Vodă, avem rămășițele pământești și consider Sfintele Moaște ale martirului și mărturisitorului Ioan Iadolide. Lucrul acesta s-a realizat în primul rând cu ajutorul lui Dumnezeu și mai ales invocând și ajutorul Sfinților Martiri și Mărturisitori care au fost în temniță. Dar nu putem uita și efortul pe care l-a făcut soția doamna Constanța Iadolide și fiica ei Mihaela, demersul care a costat în acte, în documente scrise, în așa fel încât acest moment să aibă și partea lui legală, ca nu cumva să existe un motiv de dinuire și pricină la adresa acestui mare martir. Slujba săvârșită în seara aceasta este legată de slujba și pomenirea Sfinților Martiri și Eroi, pentru că Sfântul Sinod a considerat că este moment și slujbă potrivită pentru acești mari mărturisitori. Dacă privim rămășițele pământești și oasele pe care ni le-au adus de la cimitirul din Cernica aici în biserică, se observă cu ochiul liber că sunt galbene ca sfinților părinți care au mărturisit credința și ele îmbracă mireasma sfinților martiri și mărturisitori care au fost în temniță. Mulțumim lui Dumnezeu că avem parte și de aceste rămășițe, pentru că ele ne încredințează că pe fața Pământului, în Sfânta noastră Biserică Ortodoxă Română, există mântuire. Ioan Iadolide a fost botezat, crescut și a mărturisit în Sfânta noastră Biserică Ortodoxă Română. Și aici, în Sfânta noastră Biserică, noi l-am primit cu evlavie în suflet. Considerăm că exemplul lui de viață, întoarcerea lui la Hristos, ne propune ca și noi să ținem seama la moment de rugăciune, la moment de slujbă, la moment de încercare sufletească, că trebuie să avem această întoarcere către Hristos. Ioan Iadolide se prezintă ca un model pentru martiri, dar cartea lui, cuvintele lui și mărturia lui îl prezintă ca model pe Iisus Hristos Domnul, Cel care l-a îmbrăcat în haina muceniciei, Cel care l-a îmbrăcat în trup și sângele Domnului atunci când a fost împărtășit în biserică și iată că astăzi nouă ne-a venit moment de bucurie. Mulțumim doamnei Constanța Iadolide și fiicei ei Mihaela pentru că ne oferă acest mare odor. Biserica Ortodoxă Română își va aduce aminte de acest moment pentru că în timp și în an peste an Sfinții Martiri se vor arăta nouă ca exemplu de viață și mai ales ca să ne spună în mod văzut că și în zilele noastre noi ne putem izbăvi de patim, mântui, sfinți și desăvârși. Dumnezeu să odihnească cu dreptii și pe noi să ne pomenească marele mărturisitor Ioan.